de Miruna noastră de curând. Hai să vedem un material drăguț despre un sport pe care îl fac destul de mulți copii în ultima perioadă. Vă rog. Bună dimineața, dragilor! Echitația este unul dintre cele mai frumoase sporturi, dar, ca în orice alt sport, este nevoie de multă muncă și disciplină pentru a ajunge la performanță. Astăzi o cunoaștem pe Anne-Marie Bontea, care la doar 13 ani a ajuns să fie campioană. De la ce vârstă faci tu echitație? Păi cam de la 2 ani jumate. De la 2 ani jumate, practic abia învățat să-i să mergi și te-ai urcat și pe căluț. Da, cam așa ceva. Te-a îndrumat cineva, părinții, sau a fost pur și simplu alegerea ta? A fost alegerea mea. Părinții mei mă vedeau că mă bucur foarte tare de fiecare dată când trecea un cal pe lângă mine și au hotărât să mă ducă într-o bază sportivă să vadă dacă am tragere de inimă spre acest sport sau dacă e doar așa, pentru animale. Am urcat pe ponei și de atunci n-am mai vrut să mă despart de ei. Deci primul tău căluț a fost un ponei? Da. Spune-mi, ți se pare un sport greu? Este într-adevăr mult de muncă, dar este și foarte frumos, iar dacă faci ceea ce îți place, nimic nu e greu. De câte ori te antrenezi tu pe săptămână? Mă antrenez 6 zile pe săptămână cu Gloria. Vin aici aproape în fiecare zi. Și mai ai timp și de școală, nu știu, și de prieteni? Că la vârsta ta e normal să ieși cu prietenii, nu știu, să ai diverse activități. Păi, prietenii mei, mare parte din prietenii mei sunt din lumea cailor și automat avem același program și ne este foarte ușor să ne întâlnim. Deci pentru tine tu chestia asta o consideri așa ca o, nu știu cum să spun eu, o activitate relaxantă, nu nici de cum ca o muncă? Nu, pentru mine deja a devenit un stil de viață. Spune-mi ce ai reușit să realizezi până acum în echitație. Știu că particip la concursuri în afară deja. Da, am participat la campionatul european și la campionatul balcanic. Iar în momentul de față sunt locul 10 pe Europa de Est în clasamentul copiilor cu Gloria. Tu o îngrijești? Știi să ai grijă de ea, să-i montezi hamul și toate cele? Da, am învățat de când eram mică să fac chestia asta și acum mi-e ușor. Deci nu fugi nici de la muncile astea mai grele, să le zic așa? Nu, îi fac boxa când sunt la concurs, o prim în fiecare dimineață, îi fac masaje, o împletesc și îmi fac cu drag, chiar îmi place să fac lucrul ăsta.